Bună! Bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Janina, pentru cine nu mă cunoaște. Astăzi am un herpes, mă doare capul, dar vreau să fac acest video pentru că fata asta mi-a dat tagosta de luni de zile și eu ca o nesimțită nu l-am făcut până acum, că am avut o grămadă de treabă. Bine, dar important e că până la urmă m-am hotărât să-l fac. Tagul se numește tag țara adoptivă. Fata asta este Claudia, de canalul Claudia Osi Life. O să vă las în infobook linkul către canalul ei. Duceți-vă la ea, e o găgică care trăiește în Australia, să vedeți ce minunății are ea pe acolo. Visul meu dintotdeauna a fost ăla să mă duc în Australia. Mă gândeam mereu că după facultate o să-mi iau copii și o să fug în Australia, dar n-am curajul ăsta. Dar când o să mi se pună mie pata așa într-o zi, o să iau toate boarfele. O să-mi iau toate boarfele și o să plec în Australia, mă duc la ea, la Claudia, acolo. Și gata, să trăim cu canguri și să terminăm cu italienii ăștia, figuranți ăștia care e niște mârși de foame. Bine. Nu știu de ce astăzi am așa nervi. Hai să trecem la întrebări. Stați că ăsta este telefonul meu. Uite și asta sunt așa. Dacă vreți, lăsați-mi în comentarii, că vă fac un video, să vă arăt toate cover-urile mele, am o grămadă, măștile astea de telefon. Și asta este Claudia. Nu se vede, reușesc să vă arăt. În ultimul timp, YouTube-ul ăsta chiar m-a enervat la maxim, pentru că mi-a șters toate înscrierile, nu numai abonații mei mi-a șters vreo 2000. Nu mai am prietene, nu mai am pe nimeni eu acolo, nu mai e lume care lasă comentarii, care înainte mă urmăreau. Probabil YouTube a șters înscrierile abonații aiure, așa. Mi-a șters și mi-a abonații, eu câteodată mai mi-aduc aminte decât o fată. Și o caut și mă uit, nu mai sunt înscrisă la ea, o găsesc, pun alte comentarii. Hai bine, dar o să ne refacem noi iar. Și haideți să începem cu întrebările. Prima întrebare, în ce țară ai ales să emigrezi? În Italia? De fapt, eu nu prea am ales să emigrez. Eu am venit în Italia pentru a face un transplant de măduvă. De fapt, uitați, întreabă fata asta aici. De cât timp ești acolo și ce te-a determinat să pleci din România? Sunt din 1997, ianuarie, 13 ianuarie 1997. Am venit la Roma cu fratele meu, Vali, care era bolnav de leucemie. Și am venit din Italia pentru că eu eram donatorul pentru măduvă. Am venit cu el, i-am donat măduvă și, așa cum v-am mai spus, el a murit după 2 ani de la transplant și am rămas oricum aici pentru că munceam și așa mai departe. Cum ți s-a părut țara adoptivă? Păi cum să mi se pare? La început mi se părea că stau în paradis, așa, că văzusem Coloseu și alea și spuneam, Doamne, Coloseul ăsta eu l-am văzut numai în cărțile de istorie și cât e de frumos și lumea și... Da, încet, încet, așa, am învățat țara asta ca și cum ar fi țara mea și nu mai am aceeași impresie așa bună care o aveam acum 19-20 de ani. Pentru că în Italia sunt mai țărani ca noi, mai ales în provincie, așa, lumea e înapoiată rău și bârfește și vorbește rău de alții și e invidioasă și ca la noi, ca în toată lumea ești pe aici. Dar mă gândeam că dacă ești în Italia, în Occident, zic că e lumea asta mai șmecherită, mai emancipată, dar nu e așa. Hai să trecem la următoarea întrebare. Cum ți s-a părut țara adoptivă? Am să răspund, nu?
Care au fost diferențele care te-au surprins în mod plăcut sau în mod neplăcut? Diferența este când am venit eu în Italia, nu știam de homosexualitate și când am văzut oamenii ăștia pe stradă că se pupau, eu am rămas așa cu gura căscată și vorbi eu mă trăgea de mână. Hai, Șarinu, nu te mai uita. Și eu zic, stai mă că mă uit, ăia-i doi băieți să pupă. Și el a zis, da, sunt doi băieți, pe ce înseamnă asta? Și el a spus, pe aici lumea se iubește și între ei. Bine, asta nu a fost pentru mine, aolo, satana, nu le-am avut pe astea niciodată. Ce-am mai văzut pe aici? Oameni de culoare, care la noi nu se vedeau deloc. Și ce m-a surprins în mod plăcut, faptul că în Italia persoanele dizabile nu sunt ascunse cum erau ascunși la noi. Pentru că eu când eram copil, eu n-am văzut în viața mea o persoană dizabilă, dizabil să spun și românește, handicapați, urăsc cu termenul ăsta, deci nu o să-l folosesc. Dacă nu se spune dizabil în românește, căutați cum se spune, că nu-mi place să spune handicapat. Pentru că eu consider că o persoană care nu poate să facă același lucru ca mine nu este un handicap, dar e o diversitate. Are o abilitate diversă, deci nu consider. Și asta m-a surprins în mod bun. De exemplu, eu am dus pe Mateo, știți că eu am băiețelul cu care nu merge și are scaun cu rotile, și l-am dus în România și spuneai că e la circ. Lumea se uita la el și copiii fugeau de el, era frică de el, sărăcuță. Nu avem cultura asta și din păcate sunt foarte multe persoane care au problemele astea și ar trebui integrate în societate. Copiii ar trebui să ducă la școală, Mateo se duce la școală, ea numai 9 și 10, e deștept, nu poate să scrie cu mânuțele lui, scrie la computer, îl ajută, are o asistentă, are un profesor care profesor de susținere. Deci, totuși, sunt integrați în societatea noastră, pentru că, din păcate, sunt foarte mulți și trebuie să integrați ca cum ar fi persoane normale. Mateo e un copil minunat, e iubitor, e deștept, deci nu trebuie marginați persoanele astea. Hai să trecem mai departe, că peste 5 minute trebuie să mă duc să-l iau la școală și să rog să mă așteaptă. Care sunt diferențele care te-au făcut să te îndrăgostești de țara adoptivă? Cred că numai chestia asta, pentru că sunt mai deschiși pentru a primi persoanele cu probleme. Cum te-a schimbat pe tine țara în care ai ales să emigrezi? Păi m-a schimbat așa, mai mult la chestiile de a face, la curățenie, la respectul pentru ceilalți, la respectul pentru animale. Pe mine mă îngrosește acum când văd că tăiați porcul pe Crăciun. Pe mine mă scoate din sărite chestia asta, adică nu reușesc. Când de Crăciun sunteți toți pe Facebook cu pozele, cu cuțitul lângă porc, eu leșin. Pe mine mă scoate din sărite, vine să plâng de durere. Și mă gândesc că aia era fost și cultura mea și mănânc carne de porc, dar nu reușesc să mai mă uit la chestiile astea de omorâtul la porci și tăiatul la găină. E ceva ce nu ți-a plăcut sau cu care te-ai obișnuit mai greu în țara, în noua țară? Vreun obicei m-a ciudat, vreo particularitate a climei? Clima este foarte bună. Singura chestie e că iarna aici ți intră în oase pentru că are foarte multă umiditate. În general m-am obișnuit cu absolut tot. Nu am așa ceva deosebit care să zic, aolo, pe asta nu știu să o fac sau nu o fac, că nu. Sunt destul de normal. Dacă ai putea schimba măcar un lucru în România după modul țării adoptive, care ar fi acela de a corupției. Bineînțeles, este corupția și în Italia, dar nu la nivel local, așa, e la nivel de ăsta mai mare, așa, cu milioane și de-astea. Deci, România aș elimina corupția la nivel
local, între oameni, să nu mai fie corupție, să poți să te duci să naști la spital chiar dacă nu ai niciun leu, să poți să fii internat și respectat și îngrijit chiar dacă nu dai bănuți și cam atât. Astea au fost întrebările lui Claudia. Nu știu dacă vreo fată are plăcere să facă acest tag. O să îl dau lui mămica lui Noah, dacă vrea să ne povestească ceva în plus, pentru că multe dintre noi am făcut tagul cu viața străinătate și cam, e cam asemănător. Alexandra l-a făcut. Dacă mămica lui Noah, la Risuca, vrea să-l facă și ea, mi-ar face mare plăcere. Sper că videoul v-a plăcut. Nu uitați să vă duceți și pe canalul lui Claudia. Vă pupăcesc și ne vedem la următorul video. Like, like! Și nu uitați să vă duceți pe Instagram.